Acum suntem în REC? Ambele. Da. Ambele? Și acolo suntem? Da, aici. Bun. Sunt George Constantinescu, sunt actor, directorul Teatrului de Artă București, încă, încă Teatrul de Artă București, încă director la Teatrul de Artă București și regizor mai nou. Despre dureri fantomă. Păi este una dintre frumoasele povești întâmplate mie ca actor, de când fac meseria asta. Acest spectacol este unul dintre cele mai importante spectacole din România de la ora actuală. Acest spectacol a obținut un premiu istoric, din păcate onor autoritățile române nici măcar nu au știut să mediatizeze, dar păi măcar să, sau să mulțumescă, dar păi să sprijine această performanță. România nu a luat niciodată un mare premiu în Rusia, un Grand Prix. Noi am obținut cu acest spectacol Dureri Fantomă, acum trei ani, marele premiu la Coliada Place, Uh, unul din cele trei festivaluri mari internaționale din Rusia, din 37 de spectacole, Durer Fantoma a luat marele premiu. Ei, mai mult de atât, ce să spun despre acest spectacol? Nu știu dacă Teatrul Independent Românesc va mai exista după pandemia COVID-19, dar știu clar că uh, noi, cel puțin cei de la Teatrul de Artă, știu că și. Aici unde ne aflăm prietenul, prietenii Andrei și Andreea Grosu să luptă și în continuare pentru păstrarea spațiului și a echipei. Știm că ne vom lupta până la ultima secundă, dar e foarte posibil ca acest sector întreg să moară. Ieri am primit frumoasa veste cum că domnul guvern s-a gândit la, la sectorul independent și se pare că o să primim o finanțare, pentru că altfel e foarte simplu. Vom muri. Cei din independenți suntem de 10 luni niște câini hăituiți care începem să mușcăm dreapta-stânga pentru că ne fiind subvenționați, ne fiind sprijiniți, nu, nu putem fi creativi. Ce s-a întâmplat în perioada asta în online e clar că nu reprezintă utilitatea pe care trebuie să o, să, o, să o aibă teatru. Teatru trebuie să fie oglinda vieții, tot ce s-a întâmplat în online până acum au fost încercări de salvare, vezi, Doamne, a unei activități. Teatru, în această perioadă, de-aia cu asta o să supăr pe foarte multă lume, teatru nu și-a făcut datoria față de societate, exact într-un moment în care societatea avea mare nevoie de teatru și are în continuare. Sper să fie o lecție de învățat, cred că ar trebui să fim un pic mai vii, cred că ar trebui să răspundem mai repede prezentului, cred că ar trebui să stecăm mai repede prezentul ăsta și cred că suntem datori, prin prisma uh, înzestrării de la doamne-doamne și a încadrării sociale, să ne facem mult mai repede treaba și să venim într-adevăr în societate cu răspunsuri artistice la prezentul iată atât de mult modificat anul ăsta din pricina pandemiei COVID-19. Teatrul independent este în pericol, dar teatrul nu o să moară. Spectatorul, adică teatrul va muri odată cu spectatorul. Atunci când se va termina umanitatea, o să termine și cu teatrul. Deci, oameni buni, uitați-vă cât puteți la teatru online, acum, pentru că altfel nu se poate. Știți de ce? Pentru că așa toate întrebările de mai devreme vor fi cu răspuns negativ. Adică teatru nu va muri dacă voi veți continua să vă uitați la teatru chiar și așa online. Artiștii nu se vor îndrepta către alte meserii. Dacă nu vreți să-i găsim în piață între cartofi și morcovi, uitați-vă la aceste spectacole. Dincolo de faptul că este singura formă pe care o putem avea în această perioadă de întâlnire cu, cu voi, este un sprijin real pentru tot sectorul independent artistic. Și uitați-vă la Dureri Fantomă, pentru că este un spectacol foarte, foarte bun. Atât.